Bună ziua, domnilor consilieri! Astăzi avem dispoziția numărul 195 2409-2021. Pe ordinea de zi avem aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 30.02.2021, aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local din data de 15.09.2021, proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Cleja la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, Zona Metropolitană Bacău, aprobarea actului constitutiv și a statutului zonei de metropolitane, zonei metropolitane Bacău, inițiatorul Trăișor. Proiect de hotărâre privind participarea UAT Comuna Cleja la elaborarea studiului de oportunitate și de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public local de călători prin curse regulate în municipiul Bacău și zona metropolitană, a regulamentului serviciului, a documentației de atribuire și la elaborarea unui studiu de trafic pentru teren urban. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul al treilea, anul 2021. De asemenea, avem suplimentare pe ordinea de zi, următoarele proiecte. Proiect de hotărâre privind participarea ACS Karate pas cu pas la competiții naționale organizate de Federația Română de Karate în perioada octombrie-decembrie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de actul de consultanță, asistență și reprezentare juridică a UAT Comuna Cleja, a Consiliului Local, precum și al instituției primarului Comunei Cleja. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare grădinița numărul 1 Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală și bugetul local actualizat conform ordonanței de urgență 93 din 2021. Toate proiectele au fost inițiate de primarul de Trăișor. Vă rog, domnule. Supunem la vot proiectul ordinei de zi, tot suplimentare. Cine este pentru? Da, cine pentru. Împotrivă? Abține? La punctul 1 avem aprobarea procesului verbal de aședință extraordinară a Consiliului Local din data de 30.08.2021. Aici am două mențiuni și aș vrea să le treceți în înainte de vot. La ședința aceasta vreau să specificați, să consemnați faptul că domnul primar a intervenit în decizia președintelui de ședință și a supus personal la vot fără a avea acest drept. Scrieți și vă zic sigur că așa. Da, eu înțeleg, dar nu am înregistrare și... Așa, vă orientați. În al doilea rând, contabila, doamna contabilă șefă, doamna Șuștac, a intervenit în repetate rânduri în cadrul ședinței, cerând a nu se da cuvântul de către președinte, către reprezentanții sătești, motivând că aceștia nu au nicio pregătire în problema aflată pe ordinea de zi, privind grădinița numărul 1. Era o problemă cu grădinița. Doamne, vorbesc cu doamna secretară. Vă rog frumos. Ea a intervenit. Este pur o formalitate, nu e nicio problemă. Vă rog, deci, să specificați. Și de două ori a tulburat deciziile Consiliului Local. Asta se poate vrea să confirmăm. Supunem la vot procesul verbal în data de 30.08. Cine este pentru? Împotrivă. Împotrivă. Abține. La punctul 2. Avem aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară de îndată la Consiliul Local de la data de 15.09.2021. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul 3. Avem proiectul de hotărâre privind aprobarea Asociației Comunei Cleja la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, Zona Metropolitană Bacău, aprobarea actului constitutiv și a statutului Zonei Metropolitane Bacău.
Inițiator, Petru Iștu. Cine se pentru? Dacă vreți să discutăm? Dacă vreți să discutăm, da. Despre ce este vorba citit. Împotrivă? Abține? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind participarea OAT Comuna Cleja la elaborarea studiului de oportunitate fundamentale pentru delegarea gestiunii serviciului public local de lucrători prin curse regulate municipiul Bacău și zona metropolitană a regulamentului serviciului, a documentației, atribuire și elaborarea unui studiu de trafic pentru trenul urban. După ce intrăm în zona metropolitană, se face un transport public modern în asociere cu primăria Bacău și acum se face studiul de fezabilitate pentru a stabili, într-adevăr, traficul și toate celelalte pentru care sunt trebuite în sud. Și aceste curse vor circula și pe la Valea Mică, Gen și Somușca? Da, vor fi de tot județul, adică se vor stabili trasee speciale până s-a spus, să spunem, dacă s-a spus până în Răcăciun. Dar nu o să intre în sat, Gen, Valea Mică. Vor să intre și în sat. Adică o să stabilească, probabil o să aibă și Cleja cursele, dar, de exemplu, seara este cursă la 11, că n-ai de ce să te duci în două, trei persoane. Și atunci o să iei Bacău până la Răcăciun, merg peste tot, în sensul ăsta. Adică să eficientizăm fluxul de personal care să fie... Pentru că vedeți că acum sunt zone unde la ora 10 seara se închide. Ai la 10 jumate curse, la 11 se închid alte supermarketul, vine la 11, în condițiile în care nu ai numai pentru Cleja, pentru două persoane nu-ți pune mașina. Așa se poate eficientiza, ca să iei pe toată lumea. Să nu se întâmple și chestia ce tu nu se lăsă la Valea Șteaua Națională, Gen, și nu se intre autobuzul. O să stabilească, nu, mai durează până atunci, oricum, mai sunt ani. Da. Mai sunt discuții? Da, rutele cine le stabilește? O să fie Consiliul de Administrație, care va fi din zona metropolitană, să se stabilească împreună cu primarii, împreună cu reprezentanții tuturor OAT-urilor. Dar... Fără ce se vor introduce aceste curse, domnul primar, nu s-ar putea ca autobuzele care circulă acum la noi în comună să urce până în capătul satului, sunt mulți cetățeni care solicită treaba asta. Da, acum unde? Nu urcă acum? Nu, mai elegi care vine dimineața și la 3, atât. Dar oamenii care vin de la muncă și pleacă la muncă, muncitorii nu. Elevii beneficiază de această... De multe ori dimineață vin navetiștii la Carol, deci cobor din Somușca, nu mai urcă în Cleja anumite curse și vin copii, femei care fac naveta și vin la Carol, ca să nu mai facă el bucla până în capătul satului. Păi eu știam că este curse care merge nu la Somușca și curse care merge la Carol. Nu, e opțiunea lor, ca stabiliți niște trasee. Și cu stațiile astea de mic clarificate, cumva, toate stațiile sunt în curbă. Dacă ne uităm, intersecție, curbă, intersecție, curbă, numai intersecție. Au fost multe solicitări pe... Toate au fost, multe. Vreau să vă spun că... Până o să întâmple ceva, deci... Acum, la Șervan, aici, domnul Șervan tot insistă să mutăm stația. Păi au fost la Vale și până acum... Acum am primit imediat cereri, nu cumva să mut stația, că să se mai ducă încă 100 de metri de la Vale, de la deal la Vale. Adică fiecare s-a obișnuit și din autobuz direct în Cărciu. Nu că și domnul Șervan nu mai vrea să fie în stația acolo. Aici e vorba totuși de vreo aproape 2 km, domnul primar. O să stabilim și vorbim. Deci discutăm de fiecare cursă, nu are să vedem ce execuții care cursă. Pe poate să pună stația. I-au licitat în anumit astea, acum, în urmă, cu ceva timp. Ei, se mai abat, dar este o cursă licitată, eu așa spun. Da, este variantă și pentru Șerban, este loc viran acolo, poate să oprească autobuzul vis-a-vis de... De da, mai sus unde o să vedea asta la cubela aia de gunoi și o să intre la cubela aia unde. Bun, mai sunt discuții la punctul 3? Da, la fel pentru Valea Mică. Am mai spus, constatem că măcar asta care este Somușca treacă și prin Valea Mică. Prin Cleja oricum trece autobuzul de Cleja. Dar putea să facă buglă. Păi na, nu mai coboară pe la Cleja, dar să coboară pe la Valea Mică. Da, sau invers, sau când vine să trece pe Valea Mică. Eu vreau să vă spun că sunt niște rute licitate
nu știu acum în timpul jocului dacă mai poți să faci ceva. Deci când o să apară cursa asta care cu zona metropolitană, atunci într-adevăr putem insista, dar acum nu cred că avem șanse de izbândă. De asta întrebam cine face rutele. Că dacă rutele vom face, da, noi. Ruta metropolitană mai durează ani. E deja în fază de proiect. Așa că mai durează oricum. Mai durează oricum, dar acolo știu că vine Brăcăciunul care e. A, și ne s-a scutut cel mai des. S-a scutut. Da, sau, că da. Nu oprești mereu dacă e plin. N-aș putea merg. Să... Aici nu știu. O să iau legătura cu ăștia de la transportul public să văd în ce cod. Dar sigur asta îmi spun că i-au licitat un traseu. Da, ultimul de seară de Somușca la Cioră, la județul Somușca. Nu știu, la 10 jumătate, de 7 ăla e ultimul. Dar când, când s-a licitat, când s-a licitat, trebuia să se opun de faptul că sunt stații de autobuz montate acolo în Valea Mică. Da. Dacă adică sunt stațiile de autobuz pentru copii. Seara la ora 23, autobuzul nu urcă la Somușca. Restul. Acum nici nu putem să nici nu putem să intervenim noi acum. Sunt niște rute licitate, sunt niște costuri, sunt niște... Noi vorbim acum așa, dar știți că lucrurile sunt un pic mai complexe. Adică și șoferii ăia au niște ore de muncă, au niște diagrame, au niște... Până trebuie să nu cont pentru viitor acestea. Da, ar fi benefic, dar asta ar însemna, dacă ar fi și domnul Ștoc ar fi de acord, doar să meargă dumnealui la direcțiune și eventual să comaseze, să mute, să nu urce la 7, să urce la 11, știți? Adică... Apare o problemă. Ei au cursele astea, trebuie la minut, adică, cum să spun, au ajuns, pleacă înapoi, vine înapoi, el nu are timp foarte mult să treacă prin comună, că nu se mai încadrează la cursa de venit. Ei au, cum să spun, timpul destul de limitat. Este o discuție complexă pe care noi nu avem toate datele, ca să putem să ne pronunțăm. Vorbim... Dar el, de exemplu, a plecat la 12, a ajuns la Bacău, vine înapoi, 2:30, 2:01, n-au timp foarte mult de făcut plimbări prin comună. Da. Deci, acum, pe viitor, să vedem la următoarea licitație. Da, pe bine. Da. Mulțumesc. O să ne discuții pe punctul 3? Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul 4. Acesta a fost punctul 4. Da, ăsta a fost punctul 4, da. Am discutat. La punctul 5 avem acum proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul al treilea al anului 2021. Ce se n-a spune? Domnul primar, prin adresa numărul 9394, 1719, Agenția Națională de Administrație Fiscală repartizează pentru Comuna Cleja o suplimentare a cotelor, a sumelor din bugetul de stat. Și anume, estimare cotă directă 63% pe calculul 040201 mi s-a retras 73.000, estimare cota 14% 040204 mi s-au alocat 118.000 și TVA din echilibrare 170.000. Aceste sume au fost introduse în buget și propuse a fi împărțite pe capitolele de cheltuieli care am considerat că mai avem nevoie. Dăm citire sau? Da, vă rugăm. Da. La partea de cheltuieli, pe capitolul 5101, pe 203030, alte cheltuieli, 16.500. Pe 6150, Ordine Publică și Siguranță Națională, 7500. La capitolul 6550, 20.000. La capitolul 670302, Biblioteca, 3.000. 670308, Centrul Cultural Somușca, 6.000. Alte servicii culturale, 670330, 15.000. Capitolul Sport, 670501, 11.000. Ajutoare sociale, ajutoare de încălzire, 7.000. Cheltuieli în domeniul asistenței sociale, 6850, 3.000. Capitolul 70, locuințe, servicii de dezvoltare publică, iluminat public și electricărurale, 10.000. Și pe drumuri și poduri, 116.000.
Îmi puteți spune pe drumul și podurile acei 116 în ce anume se duc? Acei se duc pe capitolul 20.01.09, alte cheltuieli funcționale, obiecte de inventar și 20.30.30, alte cheltuieli. Aici am prevăzut să se achiziționeze cauciucuri pentru mașini, să se efectueze plata pentru închiriere utilaj și alte cheltuieli care mai apar. Asigurare la mașini și alte. Ca să se înțeleagă, în momentul când primești niște bani, trebuie să-i bagi, chiar de nu-i cheltui, trebuie să-i pui undeva în un capitol. Și noi am pus acolo fiecare, câte un pic, câte un pic, la fiecare capitol, chiar de nu se vor cheltui, ei vor intra în excedentul de anul viitor. Dacă la sfârșitul, când ideea este că dacă primești bani, trebuie să-i ții undeva, să-i pui, nu poți să-i spui că n-am avut nevoie de ei, dar mi-ați dat bani, să-i trimit înapoi, în felul ăsta. Vorbiți la dumneavoastră, doamna Șuștac, aș vrea dacă aș putea, nu știu situația cum stă, știu că aveați la un moment dat, nu știu cât a fost garanția pe terenurile de sport. Dacă aveți posibilitatea să suplimentați un pic suma aia de 110.000, nu cred că 110.000, 11.000 greșesc, puțin poate putem să reparăm ceva la terenurile astea, că sunt multe plângeri și am stat de vorba și cu domnișoara Ștefania și ar trebui unele lucruri reparate, nu știu, becuri, porți, probabil ați avut și n-ați spus. Trebuie să facă parte din garanție. Nu știu, eu am spus, dacă cumva nu e, să faceți o alocare. Singurul teren care este și un pic de probleme sunt, este terenul ăsta de jos. Pentru că, într-adevăr, până dimineața, adică e un teren care chiar, nu să spun, nu pe folosit, de folosit peste, când mă uitam, inclusiv plasele de gard, sări mai ruptă, domnule, mă gândesc că ei când se izbesc cu picioare și joacă, se joacă, adică se folosește la maxim, nu pot să spui. Până la 11 noaptea. Ei, până la 11, 2, și am înțeles că sunt persoane care chiar sunt deranjate, ar trebui să punem să punem un program până la 11 noaptea, ei joacă până la 2 noaptea, adică terenurile sunt folosite. Acum, sigur, o să încercăm iară să mai reparăm o dată, că și asta zice, domnule, și se întâmplă totuși, că nu, acum, iar terenul a fost făcut cu fir de la sub, pentru că a fost un multifuncțional și pentru mulți, pentru teren, pentru tenis de câmp, pentru volei, pentru, nu-i numai teren de fotbal, dacă făceam numai teren de fotbal, atunci aveam iarba care este peste tot. Acum, dar o să reparăm, mai că îi căutăm, ca, îi aducem ca să refacă. Au mai fost sau mai refăcut, refacă continuare. La semnarea contractului și în perioada execuției se reține 10% garanție de bună execuție. La finalizarea lucrărilor li se dă 70% din garanție și se rămâne la noi 30% pe perioada de garanție acordată. Aceste sume pot fi folosite, eu pot să intru în garanția constructorului și să repar anumite defecte, ce se întâmplă acolo, defecțiuni, doar dacă aparțin lui sau se întâmplă din culpa lui, dacă materialul nu este ok sau dacă așa. Dar în rest, dacă se strică din cauza noastră sau din vina altcuiva, nu putem interveni pe garanția lui. Aici vreau și eu să intervin și chiar vreau să spun treaba asta, că nu putem să intervenim cu garanția omului pe uzură. Adică dacă eu port o pereche de pantofi, nu înseamnă că trebuie să fie talpa tot la fel de groasă cum a fost când a fost nouă. Exact la fel și aici. Pe terenul de sport s-a fost pe 20-30-30-10.000. Am văzut că a spus 10.000. Ideea de a face reparații sau să intervenim să mai reparăm ce se strică. Da, vreau să vă spun că nici nu știu cum să cum să facem să strige, pentru că... E foarte simplu, un panou cu regulament pus la fiecare teren. Trebuie să fie niște reguli, nu se intre cu cravale, nu se folosește între anumite ore, nu se trage de plasă și așa. Vreau să vă spun că undeva într-un colț a dat foc inclusiv la teren să vadă dacă... La Valea Mic. Ha? La Valea Mic. Și aici, au dat foc la teren. Și aici, să vadă dacă are. Dacă are, iau. Da. Se mănâncă semințe, deja nu... E, dar sunt camere supraveghere și se poate vedea cine a umblat acolo, cine a făcut treaba. Nu o să trebuiască, cât de curând facem camere, vreau camere de supraveghere, facem la DG, colgăm vreo 100 de camere în toată comuna și putem să supraveghem la... Și o să ne trebuiască cineva, o persoană care să răspundă în fiecare zi să facem vizite, pentru că altfel după o săptămână te trezești că ei rup, dar dacă trebuie zile de cineva să se ocupe de aceste, să răspundă de aceste terenuri, investiții din ce în ce apar cât mai multe și
trebuie să supraveghem. O să facem lucrurile astea, dar... Și la Brăcescu, o persoană care se ocupă de sala de sport. Da, mai am o întrebare la, să ne explicați la bibliotecă, ați spus 3.000 de lei, să ne spuneți. 3.000 de lei pentru utilitate, a început să crească prețul la energie. Aici este clădirea bibliotecă. Avem clasa, de bibliotecă, este folosită nostru. Aici folosim, se fac dansuri, se fac cursuri cu copiii la canto, la muzică populară, de aceea am suplimentat ca să ne ajungă bani pentru energie și alte chestii. V-am spus, ele sunt prețurile. Și unitățile de învățământ pentru bunuri și servicii la școală? Sau pentru unitățile de învățământ s-a pus 15.000 pentru, pe 20, 30. Ideea că se vor face recepțiile la cele două grădinițe. Sau ce mai au nevoie, racordurile cu apă. Aici la grădința numărul 1 trebuie să facem rețeaua de apă, alimentarea cu apă o să facem noi, nu constructorul, că este sarcina noastră. Iar pe 20-12 s-a pus 5.000, la recepții vom avea nevoie de specialiști care trebuie plătiți. Alte întrebări? Eu mai am, asta e facultativă, dacă puteți și aveți posibilitatea, v-aș ruga și insist să dărâmați magazia asta de tablă. Este, nu prea ne face cinste ca imagine. Nu, deci și așa ele sunt de văzut, că noi am mers acum pentru reabilitare școală și suntem obligați ca să dărâmăm, dar faptul că acum este treabă multă și în momentul când scăpăm un pic de urgențele care le avem, începem să vrăm și ne mutăm în spate aici. Mutăm în toate utilajele, vor fi în spate la magazinul ăsta universal, aici unde am cumpărat teren. După tot ai adus vorba de imagini. Cred că se împlinește anul de când am vorbit de cel puțin de fațada clădirii cooperative, care e chiar în buricul târgului și am ajuns de răsul lumii din cauza clădirii. E oribil. Noi avem un regulament de funcționare, am pus impozite 500%, omul plătește 500%. I s-a făcut adresă? S-a făcut adresă. O să vă cer și eu documentul ca să ne uităm, că nu prea e ok. Trebuie să începem să luăm și măsuri, pentru că cel puțin măcar fațada să o asigure și să-i dea fază, chiar dacă spatele arată cum arată. Ultimul termen de plată l-a avut pe 30-a 9-a. Acum, pe ultimul termen de plată astăzi este opinionul. După ultimul termen de plată să vom interveni cu o altă decizie de impozitare. Bun. Am văzut că ați alucat și pentru iluminatul public ceva, nu? Da. Și am văzut că prin sătucul meu sunt multe becuri care nu mai funcționează. Cine trebuie să le schimbe? Sau primăria sau... Primăria să mă uit pe la târg, să fac o listă? Da, vine domnul. Da, vine Ionica. Aici e o problemă, tot ai adus în discuție problema asta. Dar cine vine? Sunt locul care este ambarat. Și el vine să... Da, vine și copiază. Sistemul de iluminat este pe LED. Se știe că sistemul de iluminat pe LED are o durată de viață de aproximativ 40.000 de ore. Sau cam oprimit alea 40.000 de ore. Da, și funcționează totuși. Da, funcționează la 30% din intensitate luminoasă. Nu. Ba da. Funcționează normal. O rugăminte, dacă am putea, uite că mi-a venit acum, dacă tot discutăm despre aspectul ăsta. Haideți să facem un proiect de hotărâre în care să, doamna secretar, un proiect de hotărâre în care să suplimentăm un pic becurile pe la ulițele alea mai umbroase. Da. Dacă putem. Da, dar așa și... trebuie nu știu, am zis că poate trebuie. Da. Sunt persoane, sunt bătrâni care acum se întunecă și mai repede. Bănuți sunt acolo, să știți, am okay. Văzut pe trecini, dar mie se cățin chiar mai și mai repede. Alte discuții de subiect? Da. Ce bani mic am văzut că sunt becuri cam un târg, da, 2, 9. Ce mai pot suplimenta? Da, când eu am văzut că pot la fiecare târg. Dar problema să punem pe fiecare să punem pe fiecare stâlp, nu e o problemă. Eu cred că la drumul european ar trebui, acolo e periculos. Acolo, da, ar fi bine, da. Să identifice zonele de risc, zonele cei mai circulate. Da, dar și prin sat să fie măcar la un stâlp, la unul nu. Așa, la fel de bine spre Somuș ca niciun bec. Așa, da. Nu știu.
Aveți cuvânt. Eu aș vrea să mai propun să suplimentăm ceva la școli pe consumabile. Înțeleg că sunt destul de mulți părinți care s-au plâns că au listuțele acelea clasice pe care trebuie să le ducă cu materiale la școală, dar care cuprind inclusiv hârtie igienică, săpun lichid, șervețele umede, poate șervețele unde sunt o nevoie concretă la clasă, dar hârtia igienică și săpunul lichid, cred că e obligatoriu noi ca autoritate da, să, aici, să asigurăm acest lucru. Școala are un buget destul de generos. De avea dacă ai intrat în banii câte cum sunt trei. Da? Deci școala are buget. Deci școala deținează. Nu a venit cu necesitate, știți, să nu ne ajung banii, dați-ne și dumneavoastră. Noi nu putem interveni atâta timp cât ei nu ne solicită. Dacă vor fi solicitări, eu vom interveni. Am un buget destul de... Nu cred că se treacă pe școala online în curând, că deja a crescut nivelul de infectare. Păi, dar nu se mai trece de ieri, începând să anunțat, că nu. Da, chiar dacă e peste 6 la mine. Ultimele. Ok. Suntem în perioada de așteptare pentru evaluare. Aș vrea să întreb pe domnul primar. Cum stăm cu drumurile agricole? Că mai mă întâlnesc cu oameni care propun o chestie. Am și eu tot despre drumurile agricole o întrebare. Hai să o lăsăm la diverse să... Da. Sunt mai multe, mi-am notat și eu. Cine este pentru proiectul de hotărâre numărul 5? Împotrivă? Abține? Avem suplimentarea ordinii de zi a ședinței de astăzi cu un proiect de hotărâre privind participarea ACS Karate Pas cu Pas la competiția națională organizată de Federația Română de Karate în perioada octombrie-decembrie 2021. Știți că copiii noștri au rezultate foarte bune, sunt campioni național, campioni de zonă. Sigur, trebuie să mergi tot timpul în competiții ca să ai motivația de a face acest sport. Și, din fericire pentru noi, avem în jur de 40 de copii care fac karate. Și, din când în când, te duci în competiții. Și nu mai de părinții bani, că sunt părinți care nu prea au bani ca să susțină acest sport. E un sport care trebuie susținut. Și atunci i-am spus antrenorului să facă un proiect, iar el a solicitat niște bani pentru 3 competiții, parcă, sau 4, nu știu, către 3 competiții la noastră. E vorba de 100 și... 19.800 solicitări. 19.800. Ele sunt, cum să spun eu, la leuți, ca să spun așa, proiectul. Dacă de 4.000 de euro. Dacă împărțim la 4.000 de copii deja. Nu sunt 4.000, sunt 22 care merge. 1.000. Oricum e puțin, numai cazare, dacă păi, nu, dar ei merg strict pe ce mi-aduce factură, nu? Da. Deci el a făcut, dacă îmi dă pe domnul primar, deci a depus un proiect, ne-a prezentat competițiile la care merge, ne-a prezentat numărul de copii. În cadrul acestui proiect, noi finanțăm transportul, finanțăm testele COVID care se vor face copiilor, taxele de competiție, contravaloare cazare și... o premiere a copiilor la sfârșit. Și, bineînțeles, niște costuri pe care le suportă și antrenorul transportului de la Bacău până la Cleja și o premiere a elevilor și a antrenorului la finalul activităților. Are obligația până pe 31.12 să justifice toți banii. Numai el suportă costul numai când e vorba de concurs sau cu zi de zi? El vine zi de zi, dar acum a făcut acest proiect, și cu ocazia asta a solicitat și el pentru o lună. Dar întrebarea mea, el solicită o taxă pentru, știu și eu, școlarizarea copiilor? Copiii plătesc un abonament de 80 de lei. Deci de asta am vrut să știu, dacă plătesc. Deci eu practic din banii aia trebuie să fac. Dar el de acolo trăiește. Noi plătim absolut tot. Am înțeles. Bun.
Supunem la vot, mai sunt discuții pe... Da, eu în legătură cu premierea, dar nu sunt premiați de Federația de Karate? Nu sunt premiați de Federația de Karate, copilul meu este dublu campion național și... prin acest proiect, a propus o premiere la finalul anului, în funcție de rezultatele obținute și spune că pentru locul 1 va premia cu 250 RON, așa, locul 2 150 RON, locul 3 100 RON. Și locul 1 va fi cel care a obținut 2-3 medalii, locul 2... Deci poate o ierarhizare a copiilor. Mai sunt discuții pe această temă? Nu, se pune la vot? Ba da, ba da. Am văzut că scrie acolo că dacă mai rămân bani, le dau și... Da, dă și la ceilalți 50 lei pe fiecare. Dacă unul va să mai rămână, ca să ia tot copiii. De obicei le-a dat. De obicei le-a întrebam dacă e premiat de federație. Că așa era premiat, n-ar mai fi fost. Federația îmi dă diplomat de participare și așa medalii. Da, nu e cam bine. Să punem la vot. Cine se pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la punctul 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare juridică a UAT Cleja, a Consiliului Local, precum și alte ale instituției primarului Comunei Cleja. Da. Să ne explica și nouă. Sunt multe sesizări, sunt multe chemări în instanță, tot felul de reclamare. Ori tot timpul trebuie să mă duc, dau cu subsemnatul peste tot. Vreau să fiu reprezentat de un avocat. Vreau să vă spun că nu există o instituție unde să nu fiu reclamat. Ăsta de la prefectură mi-a spus, domnule, ești primul de județ. Deci așa, în tot județul nu există un primar mai reclamat ca la Cleja. Trebuie deci, și mândru. Da. Și pentru treaba asta vreau să am un avocat, pentru că pur și simplu apare ca hărțuire de acum. Și sunt lucruri nefundamentate, adică pur și simplu ca să te cheme să dai cu semnat. Și aș vrea să stabilim un orariu. El a spus, avocatul a spus așa, domnule, dacă nu am nimic cu tine, nu trebuie să îmi plătești. Dar în funcție dacă ai pe numărul de ore, nu știu cum calculează el. Și am zis, hai să fiu și eu un pic apărat, că prea, tot timpul mă duc la tot felul de, îmi pun tot felul de întrebări, da aici cum fac, da aici cum fac, care au o experiență, că trebuie să te aperi. Să știți că nu sunteți singuri, și eu suntem în aceeași oală, dacă vă ajută cu ceva. E vorba de două dosare în proiectul de hotărâre, sunt subliniate două dosare. Nu, aici am două dosare, dar n-ai zis să ai consultanță. Nu, acum suntem numai două dosare, dar pe viitor, eu credeam că am introdus, că vreau să am pentru permanență o chestie de genul, facem o lunară, o... În ședința următoare, în ședința următoare. Eu credeam că deja am băgat, dar nu, dar acum am două spețe cu Codoli și cu AIMU. Deci știți foarte bine că am reziliat contractul cu AIMU, am câștigat în prima instanță, era vorba de 1 miliard, nu le-am dat banii la ăștia pentru că nu mi-au dus proiectul până la capăt. Ei mi-au făcut factură, nu le-am plătit, m-au dat în judecată, am câștigat, dar acum ei s-au dus în apel și în apel tot trebuie să mă reprezint un avocat. Miza este foarte mare. E miza mare, e 1 miliard acolo. După care ce mai am? Codorii este pentru Consiliul Local. Deci a dat în judecată Consiliul Local. O dat Consiliul și după ce a terminat, deși n-a câștigat, că a fost respinsă acțiunea, acum am dus în apel. Deci trebuie și acolo avocat să pun. Și trebuie împuternicire să dați, având în vedere că o dat Consiliul Local. Deci în asta mai împăciuitor, stați și de vorbă cu el. Dar n-ai ce să, nu. Da. Pe mine m-a sunat de vreo două ori, am vorbit frumos și am spus să nu mă mai sune, că... Pentru că
înțeles. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? După apel mai e și recurs, nu? Da. La punctul 3, avem un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, reabilitare și modernizare grădinița numărul 1, Cleja, județul Bacău, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL, mai pe scurt, actualizat conform ordonanței de urgență 93/2021. Ne spune și nouă, ce constă suplimentarea? Prin HCL-ul 53 pe 30.08.2021 s-a aprobat majorarea valorii obiectivului de investiții. O parte era pe partea de construcție a constructorului, o parte pe capitolul 2, racordarea la utilități și cote ISC, și atât era majorarea. Vine ordonanța 93 pe 2021 care spune că în situația în care sumele alocate prin contractul de finanțare pentru decontarea categoriilor de cheltuieli care se pot finanța prin program de la bugetul de stat nu asigură finalizarea și recepționarea obiectivelor de investiții incluse în PNDL, etapa a doua, se pot încheia acte adiționale la solicitarea beneficiarului, prin care se suplimentează sumele alocate în limita creditelor de angajament. Noi aveam această hotărâre deja aprobată și când am văzut și ne-au transmis și o adresă prin care să facem solicitare, am luat documentația, m-am dus la Ministerul Dezvoltării și a spus că aceste cheltuieli pe care noi le-am adiționat sunt eligibile, sunt din categoria celor eligibile care se pot suporta de la bugetul de stat. Prin această ordonanță ne-au dat posibilitatea să mergem să depunem documentație pentru adiționarea contractului de finanțare. Am depus documentația, iar acum cheltuielile care au fost aici aprobate și erau trecute pe finanțarea bugetului local, ele trec pe finanțarea bugetului de stat. Se diminuează finanțarea bugetului local de la 265.000. 636, cum a fost aprobată pe 30.08.2021, la suma de 81.131. S-a diminuat, deci această suma pe care dumneavoastră ați aprobat-o în ședința din 30.08 va fi finanțată de la bugetul de stat. Da. E clar, bine că transferăm o sarcină. Deci n-am aprobat degeaba. Da. Nu s-a aprobat degeaba și vreau să vă asigur de tot concursul nostru, orice noutate apare, orice posibilitate de a aduce bani la bugetul de stat sau de a nu cheltui bani din bugetul local, să știți că o justificăm și... Da. Vă bucurați că l-ați aprobat. Da, primăria noi bugetul local cofinanțăm cu 131, din care s-au cheltuit o parte din bănuți, s-au cheltuit o parte și mai avem de cheltuit 26.000 din bugetul local. Diferența este... Se știe, dar chestia foarte adițională dintotdeauna a fost. Niciodată nu se, în cadrul unui contract, costurile nu sunt cele stabilite la bun început. Da. De multe ori se dublează. Da. Am avut și cazuri când s-au diminuat. Bun, se pune la vot punctul 3, deci punctul 3. Mă rog, proiectul de hotărâre. Că sunt pentru? Abțineri? O abținere? Și împotrivă? Mă nescuim. Mă rog, am sărit la suplimentarea ordinii, care sunt diverse la sfârșit. Acum suntem la punctul 6, diverse. Propunem un președinte de ședință, începând cu luna octombrie, pentru 3 luni. Faceți propuneri. Din partea noastră, la partea naționalii, pe rău, propunem pe Cici. Propuneri? Nu. Propunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?
La discuție? La diverse. Început era centru colegiul... La ora actuală, am intervenit pe drumul spre dealul Rusului. Am terminat drumul, mai mergem pe Uliul, la Valea Mică. După care mergem pe Izlazul, tot săptămâna viitoare, și am încheiat. Înspre Cleja, pe partea de Cleja, aproape că drumurile sunt în regulă, dar Vali poate să ne spună dacă sunt probleme pe vreun drum. Da, dar el merge cu tractorul. Păi nu, drumurile agricole sunt întrebe, a trebuit verificat. Mai verificăm, am dat autovedere, depusesem acum vreo două luni de zile, parcă pusesem cu autovedere. Aveți o vedere aici, la Părâu. Cascada asta. Păi da, aștept să terminăm, să prăvim, toate terminăm drumurile și după aia intrăm la cascada asta aici, să rezolvăm. Eu mai am o întrebare. Ar trebui legate cumva cu mânele Cleja și Faraoni. Drumul ăsta, cumva dacă putem să facem un proiect comun, nu știu, întreb. Dacă puteți discuta cu... Au fost discuții. Dacă se fac puține presiuni, poate putem asfalta. Nu, acum am primit o adresă. Sunt niște fonduri la drumul, la Consiliul Județean. Să văd, vorbesc cu primărița de la Faroan, să vedem dacă... La Valea Mare s-a făcut. Pe la Valea Mare. Și ar trebui numai Cleja și Valea Mare. Ar mai fi o variantă de legătură unde... Nu, Valea Mare s-a făcut până sus. Deci este asfalt până la Bacu. Unde? De la Berța spre Faroan. Iar mai este un... Ăla se poate face numai dintr-un proiect în care se finanțează, nu poți cu banii tăi, e mult ca să faci, avem alte drumuri de făcut. Noi acum, prin fondul ăsta de reziliență care este, avem un proiect, depunem acum un proiect de 5 km, 4 km și ceva 5, și avem un alt proiect care la primăvară să-l facem pe banii noștri. Adică și atunci am închis toate drumurile din comună, am asfaltat tot. Deci suntem cu două proiecte care rezolvăm problema drumurilor în comun. Domnul primar, de ani de zile tot oamenii ăștia de la podul ăsta, de la Trei Cruci, deci de la Cociș, Ioan de acolo și inclusiv familia Voiduc, tot ne roagă ca să ducem o mașină de balast acolo. Chiar zilele astea m-am întâlnit cu Voiduc și spune domnul Joga, te rog frumos în ședința de Consiliu, dar nu e nevoie de mașină de balast. Băiatul ăsta de atâte ori a ridicat problema, dar v-a jucat să lăsați dumneavoastră să ducă mașină de bala asta acolo, să le nevoie discuții. Nu s-a pus problema, problema este că n-am avut, uite, ducem săptămâna alta, mâine, nu pot, luni, marți, ducem o mașină de bala. Și dacă și așa suntem la diverse, rugămintea mea ar fi și vreau să vă aduc la cunoștință că, într-adevăr, 70% din salariații de la primării vin de la Căsoaua Națională către primării. Dom'le, nu se găsește chiar unul ca să vadă că steagurile alea două de la monument de acolo, dom'le, de 4 luni de zile, dom'le, au căzut acolo, Dom'le, cât e un steag acolo, dom'le, dă-i 20 de lei, dom'le, nu se poate treaba. Bă, dar chiar m-am gândit. De 3 luni, dom'le. Ascultă, să nu mai cumpărăm de 20 de lei, că 20 de lei face. Dom'le, vă gândiți. Cumpărăm niște steaguri să țină măcar 5-6 luni de zile, jumătate de an, ca să întrec astea de 20 de lei. Țin tot, domnule, dar de miliarde și miliarde, să suntem în stare să cumpărăm 200 de ani, dați-o de trei. E rânsul numit, domnule. Săptămâna trecută au venit vreo 4 motocicleți de astea din Ungaria, s-au oprit, tot filmau acolo. E rușine, domnule. Apropo de ce spuneți dumneavoastră, eu cred că ar trebui cineva să meargă în Belgia să vadă cum sunt monumentele. În fiecare zi sunt vizitatori, toată lumea curăță și aranjează în urma lor monumente. Ei au un cult asupra eroilor. La noi nu există așa ceva. Eu vă spun că dacă terminăm... Începând de la CNF cu autorități. Cu drumurile toate. După aceea avem și noi timp să venim numai cu finisaje din urmă. Dar și mai cumpărăm încă un utilaj ăsta când o să vină buldoul ăsta, după aceea avem timp, dar sau la stadion, dragii, că putem de utilajul ăsta, nici la stadion, să luați jos și acea e emblemă, care arăta frumos, chiar dacă nu se mai joacă fotbal acolo, umblă vitirii, dar era o treabă, domnule, era o treabă. Eu am mâna de prea de mult timp. Am și eu o întrebare, gen de la
Nu se poate face în trotuar înspre Valea Mică pe partea stângă cum se merge? De două, de două ori să discutăm. Nu, dar facem, dar suntem acum. Pe partea cum merge spre Valea Mică, pe dreapta, pe dreapta nu se poate, pe partea stângă. Cum merge spre Valea Mică pe partea stângă? A, că reclamă, circa de reclamă trece înainte. Asta le facem. Deci facem. Suntem acum, pe ea să fie în contractul. Am dat comandă pentru ca să aducem pavele și ne aflăm de treabă de curs. Da, trotuarul ăsta să nu fie doar până la intrare în Valea Mică, să fie până la ieșire din Valea Mică de-a lungul drumului european. Nu, deci vreau să facem pe Valea Mică, vreau să fac pe partea stângă cum mergă în polo, că pe partea dreaptă n-am cum pentru mine canalizarea. Da. Și n-are sens să te apuci și după aia scoate. Și prin sat, de-a lungul drumului european, faceți și acolo, v-ați gândit? Asta pe drumul european nu știu, dacă n-ai unde să faci. Dar orice localitate, orice localitate, dacă mergem spre București, o să vezi că majoritatea au trotuare și pe o parte și pe cealaltă, sau cel puțin pe o parte. N-avem canalizare, asta e problema. Cum e Bărcet? Vorbisem o dată, de la cimitir, iară vine toamna, ploi, iară... Să facem și acolo pavele. Da. Dar punem acum când începe cu pavele... Acolo când se face noroi și fuge piciorul, te subchini prin pietici. Așa, așa e drumul, așa. Deci am pățit eu acolo, de la poartă până la biserică. Rezolvăm acum. Că tot vorbeam asta rezolvăm și pe pavele. Trebuie să intervin și eu așa acolo. Poate faceți domnul Gherfi să treceți acolo pe distanță. Și aleea de la șoseaua națională mi s-a comunicat că se surpă și e periculoasă. Da, acolo se face. Ca să vă explic, știu că au fost, sunt tot felul de discuții. Și chiar a fost o sesizare, am să dau și eu pe Facebook chestia asta. Deci acolo ce s-a întâmplat? Au fost vreo două, trei mașini de pământ puse și oricât ar fi compactat, el se lasă în anii zile. Acum cred că s-au așezat, o să revenim cu bucata aia de asfalt, de când ne apucăm acum ca să facem în continuare și reparăm și aleea aceea acolo așa și nu o să mai fie probleme. Deci iar acolo așa, într-adevăr, este o problemă cu rigola aia care este ruptă, dar trebuie rezolvat. Treaba este să știți, dar suntem tare puțini, asta e... Ați menționat la un moment dat de PNRR și că se lucrează la noi proiecte. Aș vrea să deschid puțin subiectul grădiniței cu program prelungit sau a unui centru educațional sau să găsim o variantă astfel încât copii mai mici care au părinți la lucru să aibă unde să-și petreacă timpul până aceștia termină munca. E un subiect despre care știu că și doamna Dodan mai spunea. Da. Ați mai discutat despre acest subiect? Există în plan ceva? Nu știu, aici cu planul doar dacă să spunem la altă zură, acolo am face această grădiniță. Eu m-am gândit aici la grădinița care acum o terminăm. Să facem aici o grădiniță cu program prelungit aici, în cadrul grădiniței respective. Că acum am înțeles că ele se finanțează chiar sunt finanțat de stat. Vor fi finanțat de stat. Și să vedem, încercăm cu directorul și cu asta și poate reușim aici cu grădinița să facem cu program pe lungit. Deocamdată. Ce proiect pe care vreți să facem cu atunci de abilitate, mai întâi se face necesitatea și oportunitatea. Necesitatea și oportunitatea se stabilește în baza solicitărilor. La acest moment nu avem nicio solicitare în acest sens. Pe această cale rugăm să mediatizați această problemă și dacă sunt părinți care doresc să facă solicitare, eu am fost ca să putem să facem o petiție, să putem face documente. Am mai avut discuția asta cu... Am mai fost discuția asta? Da. Cred că ar trebui inițiat o campanie de... Eu aș merge pe ideea care am zis eu atunci cu școală, dar vreau să vă spun că dacă nu aduni măcar, eu știu, 20 de copii, 30, 3-4 copii, că sunt 3-4 cereri. Sunt mai mulți, dar nu știu dacă sunt puși în fața faptului împlinit câți vor fi. Trebuie clarificat. Oficial, toată lumea s-a anunțat, am și eu văzut. Da, dar trebuie clarificat și contribuția personală. Sunt, dar în momentul în care este costul, se recalcă. Exact. Trebuie văzut chiar care e contribuția pentru fiecare copil. Adică dacă vii și semnezi, să știi, de la început, că te costă 50 de lei pe lună, 100 de lei pe lună. Exact. Și atunci omul știe, băi, îmi permit sau nu îmi permit să duc copilul astăzi scol. Exact. Poți sunt tare vor și pentru 100 de lei și pentru 200 și care nu. Deci când ajungem la contribuție, cred că e important ar trebui să vedem dacă sunt solicitări, dacă avem oportunitate, că există oportunitatea și necesitatea să facem
această grădiniță cu program prelungit, iar în momentul în care se va face, tot dumneavoastră puteți aproba niște criterii prin care să subvenționați sau nu o parte dintre cheltuielile părinților cu Da, și așa spuneați că sunt, are fonduri suficiente școala cât să facă, dacă există cerere. Nu, dar asta nu e lucrurile. Bugetul școlii este pentru funcționarea școlii, adică procesul de învățământ, clasele, deci grădiniță, primar și gimnazial. În momentul în care vom avea o grădiniță cu program prelungit, atunci finanțarea este alta. Într-adevăr, vom obține și de la bugetul de stat finanțare, dar va trebui să avem și noi o contribuție și bănuiesc și părinții. Dacă dumneavoastră, prin Consiliul Local, aprobați subvenționarea, atunci va fi mai ușor părinților ca să vină și să aducă copiii la program prelungit. Dar mai întâi să vedem necesitatea, oportunitatea să construim, să așa și după aceea. Domnul Codă. O întrebare, este personal suficient pentru acest proiect? Păi nu, nu va angajat. Pentru care proiect? În momentul în care vom autoriza grădinița cu program prelungit, vom avea niște condiții de îndeplinit. Personal calificat, învățător, îngrijitor, deci toate au niște etape. La noi, acum suntem la început, trebuie să găsim necesitatea de oportunitatea să construim, să facem acest proiect, să construim clădirea, ca apoi de autorizare și de altele ne ocupăm. Cred că există personal care să... Cu siguranță o să-i... Asta trebuie o problemă secundară. Alte probleme? Alte... Spuneați că aveți proiect de asfaltare. Știu că mai sunt și în Valea Mică, 2-3. Da, avem strada... Este până sus. Da. Strada Cernatului. Este și strada Cernatului. Da, 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 da. Sunt fiți. Sper că ele intră în penedere pe care facem acum. Sunt pentru finanțare. Și canalizarea? Canalizarea suntem pe foi. Așteptăm. Nu putem zici, nu putem cu banii noștri, dar deja suntem într-un proiect. În program operațional, nu tot fac o voie. Dar atunci, dacă a zis că nu e pe partea de aici, nu luați încredere să facem doar pe partea cealaltă. Pe partea asta că spre adică să fie și în sală. Deci vreau să fac pe partea cealaltă. Până la ieșire spre Doja. Da, 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 pe partea asta. Vă să discuți? Aș mai avea eu o problemă. Oameni buni. Aș avea o problemă. Acum vreo două ședințe în urmă am introdus cumpărarea terenului de jos de aici, de la Boldogrova. Am înțeles că o parte din voi știți că a trecut proiectul. Proiectul n-a trecut, trebuia cu două treimi. Dacă vreți, nu este de ratat. Noi trebuie întotdeauna când găsim o bucată de pământ în central, trebuie să achiziționăm, nu știm, putem face multe lucruri, dar și avem nevoie de teren. Dacă vreți să-l cumpărăm, îl mai bag o dată. Cum vedeți? Eu chiar vă zic o chestie care am văzut-o, nu zic unde, că domnul Ionel începe să comenteze. În vers mai încolo, se organizează piețe volante. Deci unde oamenii se duc o dată pe lună și cum tot ce au așa ar fi bine acolo. Ar fi bine să folosim și noi acel acolo, teren. Bine, când să pui aici pe magia... Da, dar nu la suma care să o cer. Conform codului administrativ, pentru adoptarea unor proiecte de hotărâre pentru terenul și domeniul public sau privat, este nevoie de două treimi, adică de 11 voturi. Da, exact. Aici, dacă tot am ajuns la subiectul ăsta și un pic puțin tabu și dumneavoastră probabil mi-ați bătut un apropo sau ne-ați bătut un apropo nou. Păi celor, trecut cu 8, celor din opoziție, aș vrea să vă spun și eu niște lucruri că dacă vreți să stăm la masa dialogului și să vorbim și să ne respectăm, atunci cred că ar fi cazul să lăsăm lucrurile astea care nu se văd și ar trebui lăsate să curgă înainte, așa cum trebuie. Pentru că în spatele multor hotărâri pe care dumneavoastră vreți să pozați și spuneți că aveți tot felul de sesizări, ar trebui să vă asumați și dumneavoastră anumită vină pentru ceea ce se întâmplă. Pentru că dacă dumneavoastră faceți tot timpul cu consilierii, chiar și din opoziție, un conflict perpetu, nu o să ajungem la niciun consens. Și vedeți și dumneavoastră cum se întâmplă. Deci dacă vreți pe viitor ca să avem o colaborare frumoasă și calmă,
cred că ar trebui și dumneavoastră puțin să vă revizuiți puțin atitudinea și față de noi, de fiecare în parte. Plecând de la vorba bună, de a ne respecta, de a vorbi frumos, de a nu răcni, de a nu țipa, de a nu ne jicni. Toate lucrurile astea au niște repercusiuni, exact ca un bumerang. Și de aia, deci nu zicem că noi nu avem poate vreo parte de vină. Dar trebuie să vă asumați și dumneavoastră, că da, și dumneavoastră sunteți vinovați. Iar pentru că culegi, semeni bun, culegi cultură. Dar lucrurile se știu. Și m-aș bucura tare mult dacă am putea să discutăm și să mergem frumos cum a fost ședința asta, calmă, că până la urmă cetățeanul nu pe fondul scandalului ne va alege, ne va alege ce am făcut sau ce... Și asta este până la urmă. Și dumneavoastră și eu, da, eu personal vorbesc, și dumneavoastră cred că realizați că noi aici ne aflăm aici și peste 4 ani de zile și dumneavoastră și eu suntem la fel de vinovați pentru insuccesul comunii. Dacă va fi succes în ceea ce privește comuna, nu va ști nimeni. Dar dacă vor fi insuccese și nerealizări, ne vor ști pe amândoi. Dar ce succes? Credeți-mă, succesul întotdeauna se uită. Binele se uită repede. Răul rămâne. De aia ar trebui și dumneavoastră, ca și aparat de specialitate, și noi să ne revizuim atitudinea. Haideți să pornim de jos. Spuneți-i jur, domnul Barnate, jos. Hai, domnule, acolo așa. Duminică acum sunt. Avem domnul Cătru Matri. Sâmbătă și duminică suntem. Avem, mai avem ceva discutat. De care am ședința închisă.